O amplă acțiune de curățenie și igienizare a avut loc pe albia râului Toplița din municipiul Rădăuți, vineri 27 mai. Din albia Topliței s-au extras resturile vegetale, deșeurile și gunoaiele. Administratorul unic interimar al SC Servicii Comunale SA, Adi Jecalo, spune că au găsit foarte multe deșeuri și face un apel la rădăuțeni să păstreze curățenia. Bună dimineața! La solicitarea domnului primar Bogdan Loghen am dispus curățarea Topliței, atât în zona străzii Șerpuite, cât și în zona centrală vom ajunge până în strada Dobrogeanu-Gherea. Tot ce înseamnă curățarea Topliței, decolmatare, defrișare, curățare în totalitate să fie curat. Din păcate am găsit multă mizerie, așa cum de cele mai multe ori cetățenii din municipiul Rădăuți reclamă SC Servicii Comunale că nu și-ar face treaba, iată că și noi ar trebui să reclamăm cam ce se aruncă în Topliță, din păcate. Dar vom curăța, să sperăm că cu trecerea timpului și cetățenii își vor îmbunătăți comportamentul și nu vom mai găsi asemenea deșeuri în Topliță.